bucuria să îl avem alături de noi pe Radu Otar, care este unul dintre cei mai importanți, zic eu, autor de ilustrație de reconstituire istorică din lume și pe care îl știți, pe care ați început să-l știți cu seria de cărți făcută împreună cu Neagu Giuvara. Apoi, acum 20 de ani, da. Apoi Radu și-a luat calea lui și a început să lucreze la proiectele proprii. Cele mai importante proiecte ale lui Radu Otar sunt în momentul de față seria dedicată reconstituirii Daciei, reconstituirii războaielor dacice, ce știu astăzi despre războaiele dacice și seria premieră la noi și ca preocupare de cetăți, castele și alte fortificații din spațiul românesc, din actualul spațiu românesc. Radu va fi aici în spațiul de autografe din stânga mea și va sta de vorbă cu dumneavoastră și vă va da dedicații pe cărțile lui. Am bucuria să vă anunț că începând de la anul, din primăvară, chiar sperăm, Radu va continua singur seria acelor cărți pentru cititorii mai tineri, începută cu Neagu Giuvara și așteptăm toamna viitoare continuarea acestei serii de cetăți, castele și alte fortificații. Radu pornește de la documentarea care există, de la cunoașterea istorică pe care avem și care de cele mai multe ori este greu accesibilă, ascunsă prin fel de fel de reviste de specialitate, tiraje mici, studii și așa mai departe. Merge pe teren, se documentează, fotografiază din aer, cercetează în arhive, ține legătura cu istoricii, cu alți pasionați și apoi reușește aceste reconstituiri istorice. Reconstituiri, în acest caz, de monumente. Să țin. Să vorbește și...